Mare sărbătoare în comunitatea romilor din Apalina. Localnicii au sărbătorit Ziua Internațională a Romilor printr-un spectacol organizat la Căminul Cultural din cartier. Cu mic, cu mare, aceștia au admirat dansurile prezentate de grupurile de copii și adulți din zona Reghin. Copiii din comunitate au dat și ei o reprezentație cu dansuri specifice etniei rome. Amintim copiilor noștri, cei care rămân în urmă, să amintească de ziua aceasta că și pentru romi există o zi diferită de ca fiecare națiune, care este și mai mult aici etnia română, care este, noi trăim într-un stat român și repetăm aceeași situație, respectăm legile, respectăm toate pe plan al Institutului Municipiul Reghin. Publicul a avut parte și de o paradă a cailor. Localnicii cu cele mai frumoase exemplare de cabaline și-au demonstrat îndemânarea de a călări. La eveniment au luat parte și reprezentanții ai administrației locale reghinene. Le știu necazurile, dar sunt probleme pe care nu depind de mine și de aceea i-am rugat să se ferească să aibă amenzi și datorii la primărie neachitate pentru că nu-și pot obține documentațiile pentru ajutor social și o problemă foarte importantă pentru majoritatea, neavând de muncă, trăiesc din acest ajutor social și mi este foarte greu când vin în audiență și cer o adeverință că n-au datorii și au o grămadă de amenzi. Dar pe de altă parte îi admir că sunt și dornici de muncă și asta iarnă chiar am avut perioade în care era zăpada și gheața mare în cartiere și s-au oferit să facă această muncă, să ne ajute gratuit, fără să ceară nimic. Iar în acest an, în această vară, m-am gândit și am și vorbit cu șeful de la Drumuri și Poduri să le dăm lucruri care cere mai puțină muncă calificată, cum ar fi desfundarea de șanturi, amenajarea de rigole, așa cum am făcut și anul trecut, să le dăm ocazia să lucreze ca să-și poată asigura singur o sursă de venit pentru a ocoli cerșitul și alte furturile care se întâmplă destul de des în municipiul nostru. 8 aprilie a fost adoptată ca zi internațională a romilor cu ocazia primului congres internațional de la Londra din 1971. Cu prilejul acestui congres au fost adoptate și două simboluri ale națiunii rome, steagul și imnul internațional, Gelem Gelem.